Capitolul 43. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care le însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, Azaria fiul lui Hosea, Iohanan fiul lui Careah și toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia, minți, nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc fiul lui Neria, te ațeți împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor, să ne omoare sau să ne ducă rob la Babilon. Astfel, Iohanan fiul lui Careah, toate căpetenile oștilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului care le poruncea să rămână în țara lui Iuda. Și Iohanan fiul lui Careah și toate căpetenile oștilor au luat pe toate rămășițele lui Iuda, care din împrăștiați cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în țara lui Iuda, și anume pe bărbații, femeile, copiii, fiicele împăratului și pe toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neria. Au plecat dar în țara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului și au ajuns până la Tahpanes. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes astfel. Ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în fața iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. Și spune iudeilor, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, iată voi trimite să aducă pe robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns, și își va întinde covorul peste ele. El va veni și va lovi țara Egiptului, va omorâ pe cei sortiți să moară, va duce în robie pe cei sortiți robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiți la sabie. Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului. Nebucadnețar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu țara Egiptului cum se învelește păstorul cu haina lui și va ieși în pace din ea. Va sfârma stâlpii din Bet Shemesh, din țara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.